Tinerii voluntari din Geoparcul Internațional UNESCO, Țara Hațegului, administrată de Universitatea din București, au experimentat o vară de neuitat, marcată de numeroase activități și proiecte locale, naționale și internaționale, care le-au fost dedicate într-un an aniversar. A fost o vară foarte interesantă pentru voluntarii noștri și un an aniversar, pentru că programul nostru de voluntariat pentru tineri a împlinit 11 ani, iar Casa Vulcanilor, locul unde s-a format echipa voluntarilor, a împlinit și ea 10 ani. Pentru asta, Geoparcul nostru a intensificat și mai mult lucru cu tinerii și mai mult decât atât a mers la un alt nivel, la nivel național. Asta înseamnă că pe lângă evenimentele obișnuite, pe lângă formările obișnuite, dezvoltările personale pe care le avem cu tinerii, a însemnat și crearea structurilor naționale de implicare a tinerilor în geoparcurile din România. Anul acesta, la Murighiol, s-a format oficial Forumul Național al Tinerilor din Geoparcuri. Asta pentru că suntem în trendul rețelei europene a geoparcurilor, unde strategia de implicare a tinerilor urmează să fie votată în curând. Toate astea pentru că conceptul de geoparc înseamnă relația dintre om și pământ, vorbim foarte mult despre trecutul geologic, dar ne uităm spre viitor. Cei mai buni și mai implicați voluntari au dobândit statutul de ambasadori pentru Geoparc, adică au posibilitatea de a promova teritoriul la nivel național și internațional. Tinerii participanți la tabăra de formare au adoptat o declarație de constituire a Forumului Național al Tinerilor din Geoparcurile României și au început să lucreze la regulamentul acestui for. A fost o vară chiar foarte frumoasă, deși destul de agitată. Am participat la foarte multe evenimente și în foarte multe deplasări. Uite, prima oară am fost în GeoCamp 2024 în Germania, în Geoparcul Muscoarci. Acolo a fost o experiență foarte faină, am cunoscut foarte mulți oameni noi și am avut oportunitatea de a le vizita geoparcul și de a învăța foarte multe lucruri despre geoparcul lor și să învățăm și noi la rândul nostru despre geoparcul nostru. După am fost în Ungaria, în geoparcul Biuc, care este un geoparc recent, și acolo am vizitat foarte multe locuri din geoparcul lor și am învățat foarte multe. Mai apoi, cred că una dintre cele mai mari deplasări a fost faptul că am fost la Murighiol, la tabăra ambasadorilor 2024, unde am devenit și eu ambasador la rândul meu. De când eram mică, am avut parte de acțiuni cu geoparcul. Am fost la Ziua Vulcanilor, am fost într-o tabără cu Alexandre Șanu, care este într-un fel coordonator geoparcului. Am diploma în sfârșit. De anul trecut doream să merg în tabăra ambasadorilor pentru a mă forma și a mă dezvolta și în geoparc, nu doar personal. Chiar dacă geoparcul ne ajută să ne dezvoltăm și pe personal, dar poate și profesional. Geoparcul este în același timp și gazdă pentru voluntari străini. De 3 ani, tineri voluntari din Germania petrec un an în România și în geoparcul Țara Hațegului.